România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi e o ediție specială, adunăm informații, analiză și opinii. O să fie alături de mine profesorul Cristian Preda, care este decanul Facultății de Științe Politice de la Universitatea București. Vă spun de la bun început, bine ați venit, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Trebuie să știți despre Cristian Preda că este fost europarlamentar, a fost chiar membru al Comisiei de Afaceri Externe și fost consilier prezidențial de-a lungul carierei sale. O să încercăm să punem în context și să răspundem la această întrebare, oameni buni. Ce se întâmplă dacă Rusia câștigă pentru securitatea noastră, dar și pentru securitatea europeană? Cum o să arate? Înainte însă, aș vrea să-l auziți pe corespondentul ziarului Libertatea, Mircea Barbu, care este în orașul sudic ucrainean, se numește Mariupol. El este acolo de câteva zile. Ce a văzut și ce a auzit? Am vorbit cu el acum 30 de minute. Ce se întâmplă la Mariupol, Mircea? Mariupolul este și el un oraș sub asediu în aceste zile. De ieri noapte au început bombardamentele în jurul orei 5 dimineața. Azi noapte au continuat, undeva la ora 1.50 a fost primul bombardament din nou și au continuat pentru circa 2 ore. Se trăiește ca într-o zonă de război. În primul rând se trăiește cu un stres uriaș, se trăiește greu în sensul că din ce de la oră la alta serviciile publice se degradează și bancomatele sunt luate cu asalt de oameni care încearcă să scoată banii pentru că în magazine deja nu mai pot să cumperi cu cartea de, cu cartul de debit, cu cartea de credit. Noi ne-am creat o rețea de jurnaliști, ne-am împrietenit foarte bine cu jurnaliștii locali de aici, din Ucraina, care la rândul lor au rețelele lor de surse, de prieteni, familie, apropiați, oameni cărora le-au luat interviuri în trecut și astfel această rețea de informații în acest moment este foarte, foarte activă. Și Mircea Barbu, corespondentul Libertății, să vă dau și date noi, lupte în nordul Kievului și în estul Kievului, 2 coloane ale armatei ruse încearcă să intre acolo, de-al minter imediat vom vorbi cu însărcinatul cu afacerea al Ucrainei la București. Ambasada comunică așa că există o respingere decentă de la părătorii orașului Cernihiv, care este o suburbie a capitalei. De asemenea, atacul asupra Kievului este realizat și prin direcția Kozelț-Brovari, care sunt în estul zonei și anunță pierderea unui oraș limitrof care se numește Konotop. Sunt de altfel imagini cu armata rusă în Kiev pe bulevarde. Domnule Cristian Preda, acum către dumneavoastră, datele arată o forță supradimensionată rusească intrând în oraș. E posibil ca Kievul să cadă? Ce o să urmeze acolo din punctul ăsta de vedere? Adică politic, conducere, ce ar putea urma? Eu cred că e prea devreme să răspundem la întrebarea ce urmează, pentru că sunt posibile și scenarii în care rușii se impun foarte repede și o lungă rezistență ucraineană e greu de evaluat în acest moment, mai ales că în fine informațiile care vin sunt unor exagerate de o parte, altor exagerate de partea cealaltă și cred că trebuie să urmărim pas cu pas cum stau lucrurile, să nu ne grăbim să tragem niște concluzii. În clipa asta toate scenariile sunt posibile. Dar ce ar putea? E până la urmă ușor să intri în chestiunea asta, adică pornești un război, cum a pornit președintele Putin. Dar cum, care e scenariul cel mai probabil ca să iasă din chestiunea asta? Va cuceri orașul, să zicem, îl va stăpâni. Ce ar putea să facă acolo? Că asta e neclar pentru multă lume. Vine și pune o putere obedientă, scoate acum un om din Joben, care ar trebui să fie ucrainean, nu? Adică... Sigur, sunt mai multe scenarii. Eu mizez pe o rezistență ucraineană și mi-aș dori ca orașul să nu cadă în mâinile militarilor, în mâinile regimului lui Putin. Dacă însă o asemenea nefericită situație apare, chiar se deschid mai multe căi, pentru că este posibilă și o soluție de tipul celei
pe care am văzut-o din 2014 încoace în regiunile estice ale Ucrainei și mai cu seamă în Crimea, care s-a pronunțat deja din 2014 pentru includerea în Federația Rusă, sunt posibile și scenarii diferite, nu? Instalarea unui ucrainean care să fie pro-rus, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. Distrugerea statalității Ucrainei pe care Putin a menționat-o e cu totul altceva decât controlul situației într-o formă foarte asemănătoare cu cea din ultimii ani, respectiv în forma instalării unui președinte promoscovit. Acum, Putin, în explicație pe care le-a dat pentru invazie, a spus că statul ucrainean e un stat inventat. Deci dacă va merge până la desfințarea statalității, vom fi într-adevăr într-o situație cu totul și cu totul inedită după al doilea război mondial, în care ordinea internațională este distrusă de un membru al Consiliului de Securitate și statalitatea ucrainei nu mai recunoscută. În scenariu optimist pentru ucraineni al rezistenței, e în același timp posibil să avem o îndelungă confruntare, inclusiv o confruntare stradă cu stradă, de tipul gherilelor, cum se întâmplă în alte locuri de pe glob. E prea devreme să putem trage niște concluzii, haideți, dar schematizând toate aceste variante se luat în calcul. Haideți să vedem ce se întâmplă acum la Kiev. Însărcinatul cu afacerea al Ucrainei la București este cu noi la telefon, domnul Paun Rahovei. Bun găsit, mulțumesc că ați acceptat invitația. Știu că timpul e limitat. Ce spun ultimele vești din capitala dumneavoastră? Vă mulțumesc foarte mult. În ultimele ore se încearcă masiv de a ataca capitala Ucrainei. S-au făcut mai multe încercări, dar vreau să vă asigur, armata ucraineană deocamdată de ripostă. Au fost distruse mai multe coloane de blindate care se îndreptau spre Kiev, dinspre orașul Gostomel. La Gostomel le-a fost dat o ripostă extraordinară trupelor rusești. Un pericol foarte mare îl reprezintă faptul că trupele ruse s-au concentrat în jurul orașului Cernobâl, în apropierea stației atomului electric de acolo. Și în acest sens, având în vedere tehnica militară care circulă roturile de pământ din jurul stațiunii, au înregistrat o creștere a radiației. E un pericol pentru noi. Dar sperăm că lucrurile se amelioreze. Vor fi întreprinse niște acțiuni militare care sperăm că vor duce la un bun sfârșit în apărarea Kievului. Am văzut că la Kiev autoritățile îndeamnă lumea, populația civilă să se înroleze de la 18 ani fără limită de vârstă în sus. De asemenea, e și o informație legată de modul în care civilii se pot apăra cu cocktailuri Molotov. Înțeleg că rezistența ucraineană se va duce casă cu casă. Vă spun cinstit, am vorbit cu mai mulți prieteni și rude din Ucraina, avem un avânt de patriotism extraordinar de mare, nu știu dacă mai există un astfel de precedent. Oamenii care au arme de vânătoare, toți s-au înrolat în aceste regimente de autoapărare teritorială. Nu cred că Putin a fost pregătit pentru a întâlni o astfel de ripostă, nu numai la nivel militar, a forțelor regulate ale armatei ucrainenice și a populației în întregime. Noi sperăm ca să facem totul posibil pentru a nu permite trupilor ruse să intre în capitala Ucrainei. În acest moment, dincolo de Kiev, sunt și alte orașe atacate, bănuiesc. Am văzut de dimineață că erau explozii la Harkov, lângă Mariupol. Ofensiva asta pe câte direcții se desfășoară? Adică unde? Se desfășoară de la nord, de la nord-vest, din partea Belarusului și din partea Rusiei spre Harkov. O altă direcție foarte importantă pentru ruși, direcția Mariupol, deoarece tind să obțină o cale terestră spre Crimea.
dar și la Harkov și la Mariupol primesc ripostă. Deci nu putem vorbi că au obținut niște victorii în direcțiile lor acolo, care și le-au planificat. Dar în acest moment, după câte vedem noi, pentru ei e foarte important capitala Ucrainei. Președintele Zelenski, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, e ultima întrebare, știu că aveți timpul limitat. Președintele Zelenski este în Kiev, în Palatul Prezidențial, de acolo face acele comunicate? El este ținta acestor coloane, ca să înțelegem modul în care se desfășoară atacul ăsta? Vă asigur, președintele Volodymyr Zelenski, guvernul, conducerea Radii Supreme a Ucrainei, toți se află în Kiev. Da, bănuiesc într-o zonă adăpostită, buncăre militare, chestiuni de genul acesta. Deci, reședința administrației prezidențiale se află în centrul Kievului. Acolo se află. Da. Nu aș vrea să apară informații ironate, că se află în bunkere și nu știu mai ce. Se află în Kiev. El e alături de popor și poporul e alături de el. Am văzut... Am văzut imagini cu președintele Zelenski pe, cum s-ar spune, linia frontului. În mod evident sunt fotografii. Am văzut imagini și cu primarul orașului, Vitali Klitschko, care am impresia că ia parte nemijlocit la lupte, cel puțin așa am înțeles. De asta vă întrebam. E presiune foarte mare și bănuiesc că o să rezistați în continuare. O să rezistăm, o să punem toate eforturile. Și aici, dacă îmi permiteți, Ucraina foarte mult contează pe lumea civilizată, pe lumea Europei, lumea euroatlantică. Foarte mult am apelat și apelăm la partenerii noștri strategici de a ne acorda ajutor, de a trece de la declarații la fapte. A venit timpul ca să apărăm nu numai securitatea Ucrainei, dar și securitatea zonei de aici unde ne aflăm cu toții, securitatea continentului european în întregime. Sunteți mulțumit de modul în care statul român se ocupă de refugiați în partea nordică, adică am făcut tot ce se poate face? Da, noi suntem recunoscători statului român, nu numai pentru crearea unor condiții pentru refugiați, suntem foarte recunoscători și pentru abordările Bucureștiului acestei crime a lui Putin. Avem o susținere extraordinară politico-diplomatică, atât la nivel de NATO, atât și la nivelul Uniunii Europene din partea României. Avem o cooperare și o coordonare bună cu ministerele abilitate ale părții române în ceea ce privește gestionarea crizei. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Spor la treabă, Paun Rohovei, însărcinatul cu afacerea Ucrainei la București. Pe Facebook găsiți un grup care se numește Uniți pentru Ucraina. Acolo puteți contribui, luați legătura cu oamenii care merg în nordul țării și ajută pe refugiați. Chiar dacă statul pune la dispoziție niște lucruri, corturi, adăposturi, mâncare, se poate face mult mai mult și am văzut fapte extraordinare ale unor români. Sunt oameni care sunt luați acasă, li se aduce mâncare, li se aduce sprijin, așa cum e normal în astfel de situații. Sunt la România în direct, ediție specială, imediat luăm și câteva telefoane, ne pregătim de lucrul ăsta. Cristian Preda, profesorul Cristian Preda este alături de mine. Mesajul a venit către autoritățile din statele occidentale, inclusiv România. Sancțiunile există, da, dar e posibil să nu fie de ajuns. Adică, credeți că Rusia se va teme de niște sancțiuni? Rusia nu-i convin sancțiunile deja adoptate în urmă cu 3 zile. Aseară, în Consiliul European, s-a luat decizia de a lua noi sancțiuni în 5 domenii cheie, energie, transport, acces la vize și așa mai departe. Comisia Europeană e pe cale să le operaționalizeze și ele vor deveni efective. În general, filozofia europeană este una unor sancțiuni treptate.
nu sunt adoptate în acest moment toate sancțiunile posibile, da, împotriva regimului. Lumea a presat foarte tare, domnule Preda, pe sancțiunea aia cu scoaterea din circuitul bancar. Asta înseamnă SWIFT. SWIFT, da. Este da? Un, da, e, SWIFT e o societate belgiană care gestionează schimburile interbancare, de fapt transmiterea de informații legate de transferurile bancare. E o discuție care s-a făcut și în alte cazuri. În cazul sancțiunilor privitoare la regimul iranian, eu însumi când eram parlamentar european, aveam întâlniri și cu cei de la SWIFT și cu diversi actori politici care vroiau sau nu vroiau adoptarea unor asemenea sancțiuni. Dacă ele se adoptă, Rusia practic nu mai are acces la tranzacții, la felul în care se fac tranzacțiile între bănci. Aici există însă două mari temeri și le-aș simplifica pentru ca lumea să înțeleagă unde e obiectul dispute. Există o temere veche americană și anume aceea că dacă SWIFT-ul se blochează, economia mondială se dedolarizează, adică întrucât majoritatea tranzacțiilor făcute prin SWIFT au ca referință dolarul, temerea americanilor este de mulți ani aceea că orice blocaj de acest fel duce la slăbirea economia americană în ultima, în ultima instanță. Și a doua temere legată de sancțiunea SWIFT este că dacă o introduci prea devreme, rușii pun la cale, împreună cu amicilor chinezi, un sistem paralel. Și de asta el rămâne pentru unii dintre cei care au în vedere acest tip de sancțiune, rămâne un recurs târziu și lasă până atunci o marjă de negociere. Dar pentru că e într-adevăr o sancțiune foarte dură. Cum vi se pare răspunsul Europei, domnule Cristian Preda, și al Statelor Unite în acest moment în care trupele rusești intră în Kiev? Răspunsul pe care europenii îl dau în acest moment mi se pare că este mult mai puternic decât în 2014. Se întâmplă asta și pentru că s-a învățat ceva din experiența acelui an, când a fost mult mai multă derută în rândul statelor membre. Se întâmplă asta și pentru că avem de-a face cu un atac mult mai grav decât în 2014. Europenii au gândit un număr de sancțiuni care au fost puse în aplicare, mai întâi pornind de la declararea independenței celor două state, pentru că asta era estimată ca posibil scenariu, cele două regiuni care s-au trezit să se declare state independente. Și în această clipă avem setul de sancțiuni adoptate aseară, care sunt la fel mai severe decât sancțiunile pe care le-au adoptat europenii în trecut. Deci, din perspectiva seriozității felului în care se blochează accesul Rusiei la credite, la finanțare, accesul la tehnologii, accesul la vize și așa mai departe, suntem într-o situație în care sancțiunile sunt mai severe decât în trecut. Domnule Preda, dacă, să zici, oricum, nu știm dacă Rusia o să câștige, e probabil ca Ucraina să intre într-un război de lungă durată acolo, sunt probabile mai multe scenarii. Dar sunteți de acord cu afirmația că din acest moment, din februarie 2022, arhitectura asta de securitate a spațiului nostru european se schimbă fundamental, că trecem în altă zonă? Și dacă e așa, că eu bănuiesc că lucrurile nu se mai pot da înapoi în situația în care au fost vreodată. Ce urmează mai departe? Cum o să arate Europa asta? Există câteva linii pe care Europa le-a desenat legate de viitor. Una foarte clar notată și în concluzie Consiliului de aseară e legată de securitatea energetică și de suveranitatea energetică a Europei și foarte probabil, indiferent ce se întâmplă în confruntarea dintre agresorul Putin și rezistența ucraineană, modalitatea de a trata chestiuni energetice la nivelul Uniunii Europene va fi cu totul diferită decât ce am văzut până adică acum. Adică nu mai luăm gaz din Rusia? Sau luăm cred că ne vom îndrepta către o diminuare severă a aportului de gaz rusesc, dacă nu la exclude, până la excluderea unei asemenea surse de gaz. Asta este, cred, una dintre liniile care ne așteaptă în viitor. Și răspunsul la întrebarea strict legată de securitate, pentru că ăsta e de fapt dorința lui Putin. Putin vrea ca NATO să elibereze zona în care trăim noi, nu? Adică România, Polonia, dacă se poate, Bulgaria, tot ce a fost în zona comunistă. Rămâne aici, o să fim vecini la graniță.
Da, este evident unul dintre scenariile posibile. Adică, așa cum sugeream și mai devreme, distrugerea statalității Ucrainei. Dacă Putin merge pe linia pe care a anunțat-o, ăsta e un stat inexistent, deci îl ocupăm și Ucraina nu va mai exista ca stat. Eu sper să nu se întâmple așa, mizez, cum am spus, pe rezistența Ucrainei. Nu e exclus în același timp ca această rezistență să conducă, cel puțin pentru o perioadă de timp, la o situație la fel de incertă în Ucraina, pe teritorii mai extinse decât cea pe care am avut-o în cele două regiuni, Donetsk și Lugansk, din 2014 încoace. Din nou, însă, cred că felul în care europenii vor trata chestiunea va fi diferit de ce s-a întâmplat între 2014 și 2022, pentru că între 2014 și 2022 și Crimea a fost ocupată și aceste regiuni au fost lipsite de securitate, iar influența pe care europenii au putut exercita asupra lui Putin a fost mult mai slabă decât s-a scontat în urmă cu 8 ani. Deci cred că din această lecție s-au tras concluzii și că la nivelul Uniunii Europene, vorbesc de Uniune în acest moment, lucrurile vor arăta altfel. Ce face NATO? NATO a făcut deja o deplasare semnificativă de forțe pe flancul estic și, din nou, indiferent cum se termină sau cum evoluează în următoarele săptămâni conflictul dintre agresorul Rusia și rezistența ucraineană, NATO va rămâne pentru o lungă perioadă de timp în Est, concentrată, cu exerciții, cu resurse mult mai semnificative decât în ultima perioadă. Probabil sub o formă de agresiune politică sau așa mai departe. Haideți să luăm două telefoane de la ascultătorii noștri. Cred că ar trebui să avem curaj și cred că ar trebui să vedem lucrurile dintr-o perspectivă a superiorității, nu doar morale, pe care puterile europene și NATO le au, o au în fața Rusiei, dar și din punctul de vedere al forței și militare și economice pe care o reprezintă și comparație Uniunea cu Rusia, NATO. Da. Deci cred că n-ar trebui să ne plăștim deloc, să susținem Ucraina atât cât se poate și sunt iarăși gesturi semnificative în ultima perioadă și din punct de vedere economic și din punct de vedere al ajutorului militar și cred că trebuie să ne păstrăm speranța. Bogdan, salutare, ai venit la România în direct, v-am spus că facem o ediție specială cu informație, analiză de la profesorul Cristian Preda și opinie de la voi. Salutare, ești la România în direct. Ce se întâmplă și cum o să se schimbe Europa? Ce se întâmplă și cum o să se schimbe, nu știu exact. Probabil că o să fie cea mai mare problemă cea energetică și aici trebuie să ne gândim bine dacă suntem dispuși să facem frigul. Eu unul sunt dispus să fac frigul doar ca să știu că Rusia nu o să fie o amenințare pentru noi, fiindcă nu aș vrea să ajungem din nou la vorbele părinților, davai ceas, davai palton. Al doilea lucru, cred că trebuie neapărat să găsim o cale de a contracara informațiile astea false sau propaganda rusă. Și aici chiar v-am scris un mesaj, dacă puteți să mă ajutați să facem un grup, ceva care să demonteze toată propaganda asta de pe Facebook. Dar lucrul cel mai important care trebuie să-l vedem ce facem cu el acum este legat de Moldova, fiindcă Moldova mi se pare că e o țintă la fel de importantă pentru ruși cum a fost și Ucraina, din cauza că are un guvern pro-occidental. Și atunci ce facem cu ei? Adică dacă în cazul Ucrainei, ok, sunt ucrainieni, acolo chiar sunt frații noștri, sau bine, verișori, că nu știu dacă mai suntem cu toți frați. Și atunci, nu știu, cred că ar trebui să facem ceva, un referendum, cât se poate de repede pentru a... Știi care e chestiunea cu referendumul? Da, e foarte interesantă. Ai și o populație rusească în Moldova, să știi. Imediat te trezești cu domnul Putin, eu te pun la încercare acum, să știi că eu sunt susținător unionist, dar te pun la încercare. Ai și o populație rusească și te trezești cu domnul Putin că vrea să o apere, cum vrea să-i apere pe rușii din...
pe rușii din estul Ucrainei. Domnul Preda vrea să intervină, stai o secundă alături. Există o diferență semnificativă între Ucraina și Moldova și n-ar trebui să o ascundem acum de teamă sau pentru că nu avem informații. Moldova are o poziție neutră din punct de vedere militar. Deosebirea e semnificativă pentru că NATO are o politică a porților deschise, dar doar din Ucraina, nu și din Moldova, a venit o solicitare de afiliere. Este o disciplină semnificativă și Moscova, oricât de agresiv ar fi, nu poate să ignore acest lucru. Deci cei care acum introduc teamă, inclusiv în publicul românesc, cum că Moldova e în aceeași situație cu Ucraina, se înșală. Nu este în aceeași situație. Din punctul de vedere strategic e o deosebire fundamentală și cred că n-ar trebui să ne pierdem cumpătul și să începem să ne speriem în condiții în care situațiile sunt foarte diferite. Chestiunea unionistă e posibilă? Chestiunea unionistă este, așa cum a sugerat și dumneavoastră, cea mai bună modalitate de a provoca un tip de intervenție a Rusiei care asimilează Ucraina cu Moldova, pentru că i-ar da exact pretextul lui Putin de a spune minoritatea rusofonă semnificativă din Republica Moldova e în pericol, intru peste ei și distrug și statalitatea Moldovei. Deci, trebuie să fim atenți la ce statut are Moldova și la ce propunem, pentru că dacă propunem lucruri care pot să intre imediat sub o argumentație similară cu cea din Ucraina, le facem un mare rău moldovenilor. Da. Și nu-i tratăm ca frații, tratăm ca un soi de subiecte de dispută pe care îi sacrificăm. Bogdan, da, vreau să îți fac o recomandare, că vreau să iau următorul telefon. Uite, și pentru toată lumea, ai spus că mi-ai trimis un mesaj pentru o contribuție la demontarea unor fake news-uri, cum s-ar numi. Corect. Recomand la toată lumea un newsletter, se numește Misreport, sau site-ul Factual, da? Căutați-l așa, factual.ro. Oamenii ăștia fac de o perioadă bună de timp o treabă extraordinară. Da? Deci poți să deschizi site-ul ăla, acolo să vezi că e un grup de jurnaliști care chiar urmărește treaba asta și îți dau cea mai recentă postare de aici. Zice așa, domnul Gabriel Zetea, deputat de la PSD, na, așa s-a nimerit, azi avem energie mai scumpă ca în Germania. Și îți demonstrează că este fals. Pas cu pas cu pas. Folosiți cu încredere acest instrument. Mulțumesc, dar... Îl recomand și eu, sunt și fost studenți de la noi, la Științe Politice, care lucrează acolo și fac un lucru admirabil, de mult, înainte de a începe. De multe luni, da, ei sunt acolo. Mulțumesc tare mult, vreau să-l aud pe Angel. Salutare, ești la România în direct. Salutare. Care era întrebarea? Întrebarea e așa, cum o să arate, corect, e vina mea, trebuia să o repet. Cum o să arate noua Europa, ce se întâmplă cu structurile noastre de securitate după intervenția lui Putin? Noua Europa o să arate așa cum dorește domnul Putin și cum o să reacționeze Uniunea Europeană și NATO. Adică? Și după părerea mea, în zilele acestea, și în ultimele luni, și NATO și Uniunea Europeană au dat dovadă de ipocrizie. Au jertit pur și simplu Ucraina. Au jertit-o. Au lăsat-o pur și simplu. Știau de foarte, foarte mult timp. Agențiile Centrale de Informații și-au informat cu siguranță și pe domnul Biden și știau și europenii. Cu siguranță știau că Putin va intra în Ucraina. Și-au lăsat de la ei. Iar măsurile acestea care se iau, sancțiunile care se sau pachetul extraordinar, nu afectează foarte mult pe ruși. Chiar deloc. Este un fel de hai să arătăm opiniei publice că facem ceva. Da, stați că profesorul Preda vrea să vă răspundă pe rând la chestii. Uitați-vă la cât a căzut bursa de la Moscova ieri și o să aveți contrariu a ceea ce spuneți. Îi afectează deja foarte mult. Rubla este picată în cap. Deci nu cred că trebuie să îl credităm pe Putin cu o putere mai mare decât o are. Deja sancțiunile produc efecte. Dar poate are altă logică, în sensul în care domnule Preda zice așa, nu îl afectează pe Putin, îl afectează pe cetățean obișnuit, dar nu ne așteptăm ca cineva să-l dărâme pe Putin, nu? Domnule profesor, bursele vor crește și vor mai cădea. Nu numai cea de la Moscova, și din Statele Unite, și de Dow și de la Londra, vor crește și vor mai scădea. Deci nu e important pentru Putin ca să-și atingă un țel politic. Am citit prin presă,
în care era avertizat Putin că vor muri 15.000 de soldați, 30.000 de... De când a contat pentru un guvern rus, oricare ar fi fost în ultimii 300 de ani, viața militarilor ruși, pentru ca el să-și atingă un scop politic? Niciodată. Niciodată. E adevărat, în același timp trebuie să vedem și care este forța noastră a europenilor, a membrilor NATO. În 2008, atunci când s-a ținut summitul NATO la București, au existat trei posibile candidaturi, Ucraina, Georgia și Macedonia de Nord. N-a existat un consens asupra invitării acestor state. Între timp însă, Macedonia de Nord a devenit, cu mari sacrificii și cu o presiune rusă extraordinară, partea NATO. De atunci încoace, de asemenea, sunt evoluții în consolidarea felului în care NATO acționează și avem un plus de securitate în Europa. Ar trebui să acceptăm aceste lucruri și să nu ne prezentăm noi înșine mai slab decât suntem. Okay. Nu ne ajută. Mulțumesc tare mult, Angel. L-am prins la telefon pe colonelul în rezervă Ion Petrescu, expert și analist militar care urmărește desfășurarea de forțe de la Kiev și din Ucraina. Aveți și câteva hărți pe blogul său. Bun găsit, mulțumesc că ne-ați răspuns la telefon. Cum evaluați situația din Kiev cu datele pe care le avem la dispoziție, desigur, ce primim pe agențiile internaționale și de la cele două guverne? Intenția Moscovei este de a asigura o schimbare de regim la Kiev. De aceea și de această demonstrație de forță cu intrarea tancurilor rusești în capitala Ucrainei. Știți probabil informația că s-a pierdut, conform premierului italian, conexiunea telefonică cu președintele Ucrainei și aici poate să fie, pe de-o parte, grija serviciului secret ucrainean de a-l scoate din capitală pe șeful statului și de a asigura un loc de unde se poate să-și exercite în continuare atribuțiile, dar există și varianta că se află, așa cum a promis, tot în Kiev, la reședința sa și s-au tăiat de către agresori conexiunile telefonice. Asta ar fi o mișcare obișnuită, nu? Adică te aștepți la așa ceva în timpul unui atac, nu? Da, deci Kremlinul dorește un alt președinte, un alt guvern, un alt for legislativ, chiar dacă toate trei vor fi cu eticheta de interimare, în așa fel încât brusc Ucraina pro-NATO, pro-Uniunea Europeană să devină Ucraina pro-Federația Rusă. Ce fel de forțe ați văzut pe teren cu expertiza dumneavoastră, cu experiența dumneavoastră în a vedea armament și trupe? Ce au deplasat rușii acolo la sol? În primul rând că a fost o opțiune pentru folosirea celor 19 divizii per total, deși numărul lor practic este mai mic, însă în cei 190.000 de oameni se includ și cei care au deservit avioanele destinate acestei operațiuni militare speciale, cum îi zice Putin, se includ și echipajele de pe navele militare din Marea Neagră și esența este cucerirea in integrum a Ucrainei cu posibila sa adaptare în pași inteligenți spre reintegrarea în ceea ce este o federație, poate să mai înglobeze un stat Ucraina și să se creeze pasul pentru refacerea pe timpul domniei lui Vladimir Putin, țara actuală de la Kremlin, a teritoriului Uniunii Sovietice. Dar e posibil cu această forță, domnule Petrescu, să ocupi, adică cât 190.000 de soldați din care scădem mentenanța asta de care vorbeați. Deci, practic, 160-170.000, aia nu e o forță enormă care să ocupe, cu care să ocupe o țară. Bine, aceasta este o ipoteză pe care a avansat-o presa occidentală, dar trebuie să luăm în calcul realitatea câmpului de luptă. Este o surpriză pentru armata rusă faptul că armata ucraineană a depus ieri rezistență și încă astăzi au fost lupte grele. În același timp au aplicat metoda pe care au utilizat-o și americanii când au intrat în Irak împreună cu britanicii, adică au mers cu blindatele pe căile de acces spre punctele importante, spre orașele care contează în structura administrativă a Ucrainei, cum este Kievul. Semnalul fiind clar,
am preluat puterea. Și nu, parțial, cum spuneau unii, și nu pentru a se ajunge la tratative, cum au incit chiar unii membri ai Dumei de stat. Putem vrea totul. Și va trebui să ne gândim, asta vreau să spun, cu îngăduința dumneavoastră, că următoarele patru ținte, în mod firesc, logic, dacă dorește să le facă Uniunea Sovietică, decedată, dar cu flamura Federației Ruse, rămân republicele Moldova, Estonia, Letonia, Lituania, ultimele trei fiind țări membre NATO și cu grupuri de luptă ale NATO pe teritoriul lor, Republica Moldova având statutul nefericit de țară neutră, care se găsește cu o populație oficial de 4 milioane de locuitori, practic au rămas cam 2.900.000 între Prut și Nistru, pentru că îi scădem pe cei 400.000 aflați în Transnistria și scădem și pe cei care au plecat la muncă în străinătate. E bine, Armata Republicii Moldova n-are decât 6.500 de oameni. Da, bun, acolo chiar nu e o problemă de confruntare militară. Mulțumesc tare mult, domnule Petrescu. Domnule Preda, când revenim din publicitate, am această întrebare. Când nu reușește, mintea mea nu reușește să cuprindă. Bun, sunt blindate acolo. Îl prinzi pe Zelenski, să zicem că reușești cu toată operațiunea militară. Cum instalezi o nouă putere și cine o acceptă? Cum poate să conducă o țară această nouă putere? Prin cum? Cu arma în mână? Prin dictatură militară? Nu știu, eu am diverse scenarii. 3 minute de publicitate, ne întoarcem în România în direct cu Cristian Preda și o să avem o corespondență și de la Berlin. Mi se pare important să vedem cum se vede lumea din partea cealaltă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Continuăm ediție specială de România în direct. O să revenim imediat la telefoane la 0372069599. Profesorul Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice din București, alături de mine în această ediție specială. Adunăm informații, facem analiză, dar luăm și opiniile voastre. Așadar, domnule Preda, haideți să ne uităm un pic la acest scenariu. De, trupele ruse sunt acolo. Sigur, există posibilitatea ca Ucraina să aibă o rezistență și să alunge Rusia de acolo. Sigur, pare destul de greu, dar e de luat în calcul, nu? Să îi îndepărteze de pe teritoriul său, deși forțele sunt disproporționate, sau celălalt scenariu este ca Rusia să încerce să înlocuiască cu o putere obedientă. Dar cum se poate face asta? Vă mulțumesc că spre deosebire de noastră care vă gândiți mai degrabă la o lume neagră, eu îmi păstrez speranța. L-am ascultat și pe însărcinatul cu afacerea Ucrainei și îmi doresc ca această rezistență ucraineană, cu sprijinul care va veni, care a venit deja și care va veni în continuare din partea lumii libere, îmi doresc ca această rezistență să producă efecte, să îl descurajeze pe Putin și să învingă această forță, pentru că e vorba de o agresiune inacceptabilă. Asta nu trebuie să uităm. Soluții pentru înlocuirea actualei puteri, cum a sugerat militarul care a intervenit mai devreme, o schimbare de regim. Asta presupune ce își dorește Moscova, da. Da, n-aș vrea să intrăm pe calea acestor speculații. Există experiențe anterioare în care s-a folosit simularea unui referendum în Crimea pentru a declara afilierea la federație și așa mai departe. Acum, dacă ne uităm la toate porcăriile pe care le-a făcut Rusia, putem să imaginăm un scenariu negru. Cred însă că și din punctul de vedere al solidarității umane, în sensul cel mai simplu cu putință, trebuie să păstrăm speranța și să ne simțim alături de această rezistență. Refuz să-mi imaginez o victorie a lui Putin, cu toate că sunt convins că e nevoie să-i ajutăm și, repet, ce au făcut și aliații NATO și membrii Uniunii care nu sunt în NATO. Sprijinul acordat Ucrainei și în termeni materiali și în termeni militari este consistent și va trebui să conteze. Deci nu aș vrea să depunem armele și să gândim pentru Putin ce va face el negru și inacceptabil. Dar asta ar însemna să le trimitem armament în continuare? Să îi sprijinim sub această formă, nu? Există multe căi. Declararea unei no-fly zone în Ucraina este un gest care ar conta extrem de mult în apărarea Ucrainei. Autoritățile de la Kiev au cerut acest lucru și în dialogul dintre membrii Națiunilor Unite se poate ajunge la o asemenea situație, așa cum s-a mai adoptat o asemenea decizie. E nevoie, pe de altă parte, de cooptarea unor actori cheie pe scena internațională, din Consiliul de Securitate, ca membrii permanenți, ca membrii nepermanenți, de asemenea, pentru a avea un sprijin al unei coaliții internaționale semnificative. Pentru că toată lumea vede, chiar dacă, nu știu, China n-a folosit încă termenul agresiune, toată lumea vede, inclusiv la Beijing, că e vorba despre un atac inacceptabil al unui stat care încalcă toate regulile dreptului internațional. Deci, mă gândesc că trebuie mai degrabă să consolidăm sancțiunile, așa cum și așteaptă oamenii, și românii, și ceilalți europeni, să găsim mijloace prin care această rezistență ucraineană să nu fie șubrezită. Jurnalistul Robert Schwartz, șeful secției române de la Deutsche Welle, este în legătură directă cu noi. Bun găsit! Chiar vorbim despre aliați și despre sprijinul pe care ar trebui să-l dea Ucrainei. Cum se văd lucrurile de la Berlin, Robert Schwartz? Se văd în mod asemănător, pentru că acest război declanșat de Putin i-a adus din nou împreună pe aliații occidentali. Și chiar dacă am asistat la o politică de appeasement din partea Berlinului, din partea Parisului, un appeasement care a durat 15 ani, să ne aducem aminte că
la conferința pentru securitate de la München în 2007, Putin deja anunța o rupere de Occident și deja era practic primul pas în direcția pe care am văzut-o aproape un deceniu și jumătate. Acum cancelarul Scholz s-a adresat națiunii într-un speech televizat și a vorbit atât de clar cum nu l-a mai auzit niciodată, vorbind despre faptul că acest război este războiul lui Putin, Putin va plăti pentru acest război un preț imens și a apelat încă o dată la președintele Rusiei să-și retragă trupele, să retragă recunoașterea zonelor separatiste din Lugansk și Donetsk și a cerut în continuare aplicarea tuturor sancțiunilor. Dar vedem și în Statele Unite și în Europa Occidentală că încă nu s-au scos chiar toate sancțiunile pe masă și nu se aplică. Și probabil că e nevoie de încă o scurtă perioadă de convingere, nu știu de ce, ca toate sancțiunile să fie aplicate imediat. Robert Schwartz, aici, în România, în spațiul estic, cred că și în alte părți, multă vreme s-a trăit cu sentimentul că Germania face un fel de joc dublu sau că interesul său în relație cu Rusia e mult diferit față de al nostru și de asta a avut un tip de înțelegere la acțiunile Rusiei în ultimii ani. Dispare genul ăsta de atitudine sau poate ne-am înșelat noi? Poate Germania a fost un actor corect față de restul lumii? A fost un actor corect, dar întotdeauna a aplicat un melanj de dialog și convingere pe de o parte, presiune pe de altă parte și până la urmă concesii foarte multe. Să nu uităm că până nu demult conducta Nord Stream 2 a fost declarată de toți politicienii germani ca fiind un proiect economic privat. Nici fosta cancelară Angela Merkel, nici actualul cancelar Olaf Scholz, fostul vicecancelar în guvernul Merkel, n-au vorbit foarte clar că acest proiect este unul geopolitic. Acum Olaf Scholz, într-un târziu, spune acest lucru, după părerea mea, mult, mult prea târziu, dar nu e așa, niciodată nu e prea târziu într-o situație de criză. Până și partidul Die Linke, stânga ex-comunistă, se distanțează verbal, e adevărat, de politica de agresiune, de acest război purtat de Vladimir Putin. Robert Schwartz, atitudinea germanilor, a cetățeanului de rând, de fapt, care e atmosfera în rândul lumii obișnuite din Germania în fața acestei monstruozități în estul Europei? Se organizează proteste, nu numai la Berlin, nu numai în fața ambasadei ucrainene, care e la 150 de metri de locul unde locuiesc eu, deci văd în fiecare zi ce se întâmplă acolo în fața ambasadei, se organizează proteste în fața porții Brandenburg. Germanii sunt oripilați când văd că la poarta lor, practic, a început un nou război. Dar sunt, ca întotdeauna, și voci care merg în direcția unei înțelegeri pentru acțiunile lui Putin, să fie o coincidență sau nu, dar cei mai mulți care au înțelegere pentru Putin sunt în mediile sociale și cei care sunt împotriva vaccinului, împotriva coronavirusului, nu? Și sunt conspiraționiști atunci când vorbim despre coronavirus. Deci este un segment al societății germane, nu știm dacă este teleghidat sau nu, care în continuare are un discurs destul de pro-Putin în acest moment. E întâlnit și în România, domnul Preda vrea să intervină. Nu, vreau să spun ceva foarte simplu, bazat pe experiența proprie. Între 2009 și 2019 am fost membru al Parlamentului European. Parlamentul European e un excelent punct de observație al politicii europene, pentru că sunt acolo 200 de partide. Și dacă e cineva care a fost cu Putin constant în această perioadă, aceste forțe sunt extrema dreaptă și extrema stângă. Aceste două părți ale spectrului politic au fost de partea lui Putin în sensul unei politici autocrate, în sensul unei politici autoritare de și așa mai departe. Celelalte forțe politice, deci în primul rând cele care au guvernat Europa, care au dominat instituțiile, sunt forțe politice care au făcut în privința Rusiei același calcul pe care l-au făcut cu fostele țări
comuniste cu România, cu țările baltice, cu Bulgaria, cu Cehia. Și anume calculul care spune că dacă vei coopera cu un fost comunist, vei reuși să-l democratizezi, să democratizezi regimul și să sporești prosperitatea cetățenilor acelei țări. Ăsta e calculul pe care aceste țări l-au cultivat, așa cum l-au cultivat cu țări care astăzi sunt membre ale Uniunii Europene. În cazul lui Putin, nu s-a întâmplat așa. Regimul n-a devenit mai democrat, ci dimpotrivă, a devenit un regim dictatorial. Acest regim nu a dus la o prosperitate a cetățenilor care să fie bazată pe felul în care se construiește prosperitatea în Europa, ci exclusiv pe exploatarea unor resurse naturale. Aici e diferența. Deci cred că e greșit să spunem că forțele care au dirijat Europa în această perioadă au fost amice lui Putin. Dimpotrivă, ele au fost subminate frecvent, constant, de către cele două extreme. Acum mă bucur să aud că Die Linke s-a trezit la viață și se separă de Putin. Asta e partidul de stânga din ce. Da, partidul extremei stânci, construit în mare măsură pe ruinele fostui partid din DDR și așa mai departe. Deci, dar în continuare, cei care sunt astăzi de partea lui Putin sunt cei care sunt la extrema stângă și la extrema dreaptă. Asta este noutatea pe care a adus-o politica lui Putin în Europa și din păcate vedem că și la noi nu avem o extremă stângă, în schimb avem o extremă dreaptă care este pro-putinistă. Da. Robert Schwartz, o ultimă chestiune. Discutăm aici despre viitoarea Europa, funcție de cum s-au așeza lucrurile în Ucraina cu, sperăm noi, înfrângerea lui Putin, dar și dacă se schimbă regimul, cum se vede noua Europa dinspre Germania? Ce o să fie aici, la granițele românești? Nimeni nu poate spune acum, nici guvernul federal și nici observatorii care cunosc foarte bine estul Europei, nimeni nu poate spune cum va arăta noua geografie și care va fi noua geopolitică, pentru că nimeni nu știe cum se va încheia acest război. Dacă Putin se mulțumește doar cu o parte a Ucrainei sau dacă vrea să înghită toată Ucraina, dacă practic Ucraina devine ceea ce este astăzi Belarus și atunci Uniunea Europeană și NATO mai are o graniță interesantă în flancul estic și sud-estic. Deci nimeni nu poate spune acum cu seriozitate cum va arăta Europa. Dar, pe de altă parte, vedem că Europa Occidentală și din Europa Occidentală face parte acum și România, slavă Domnului, Europa Occidentală merge în aceeași direcție. E o direcție comună, toată lumea vrea același lucru. Să oprească agresiunea președintelui rus și să asigure spațiul NATO, spațiul UE, de eventuale agresiuni. Pentru că nici asta nu putem spune. Dacă Putin se oprește în Ucraina sau din știu eu ce fel de gânduri ascunse, mai pune o cizmă în Polonia, în România sau în țările baltice. Deci, în continuare, Occidentul este extrem de îngrijorat și foarte vigilent. De altfel, armata germană este în stare de alertă, ceea ce n-a mai fost de foarte mult timp. Robert Schwartz de la Berlin, șeful secției române a 2CV, le mulțumim tare mult. Domnule Preda, stați înainte de a merge la telefoane, mai luăm două telefoane astăzi. A vorbit domnul Lavrov. Domnul Lavrov zice așa, ăsta e ministrul de externe al Rusiei. Nimeni nu-i va ataca pe cetățenii Ucrainei, pe locuitorii Ucrainei. Da, asta e prima declarație, în ciuda a ceea ce vedem pe teren. Fără atacuri asupra infrastructurii civile, fără atacuri împotriva personalului armatei ucrainiene, împotriva cazărmilor lor sau altor locuri care nu sunt conectate cu ce se numesc facilități militare. Și o să vă arătăm statistici care confirmă lucrul ăsta, zice domnul Lavrov. Noi vrem doar să-i oprim pe neonaziști și cei care promovează genocidul de la conducerea acestei țări. Ce declarație asta? E o declarație pentru publicul rus, pentru că, și asta e într-adevăr marea surpriză foarte plăcută, în Rusia există o rezistență la adresa lui Putin. Ieri zeci de mii de oameni au ieșit în numeroase orașe din Rusia pe stradă pentru a spune nu aceste agresiuni. Și cineva cum e Lavrov, care merge 100% pe linia lui Putin,
construiește un discurs pentru consumul strict rusesc, așa cum știu ei să o facă, nu? Acuzând... Ce înseamnă pentru consumul rusesc când le spui că sunt neonaziști? Adică ce înțeleg rușii că noi... Ce însemna în 1990 discursul lui Ion Iliescu despre fasciștii din piața universității, nu? Când a chemat minerii să topeau rezistențele fasciste din piața universității. Ce însemna în vorbele fostului premier Victor Ponta discursul intelectualilor români care vreau mai multă Europa, mai multă modernizare, mai multă sincronizare cu Europa. E un discurs al unor oameni care se agață de putere, care sunt disperați să își consolideze un tip de dominație autoritară în fața unor cetățeni liberi. Și repet, este extraordinar de important că în Rusia există și câțiva deputați care s-au opus recunoașterii acelor regiuni din Ucraina ca state independente și da. Trebuie să spunem că e extrem de prețios că există asemenea oameni curajoși și e foarte important că oameni liberi au ieșit în orașe din Rusia și spun nu lui Putin. Asta i-au arestat, sunt peste 1000 de arestări. Erau 2000, cred. Trebuie să vedem și semnele acestor... Există o populație care se opune, sigur că da, în mod evident. Sunt lucruri care vor construi, sunt convins, o altă Rusie. Putin nu este etern. Putin va sfârși și s-ar putea ca acest episod de agresiune... complet inacceptabil a Ucrainei să fie, de fapt, sfârșitul lui. De ce să nu credem mai degrabă în asta decât într-o victorie facilă și să-i construim lui viitor? Eu zic să le ținem pumnii ucrainienilor, să-i ajutăm în mod foarte concret, prin sancțiuni, prin ajutor militar, prin ajutor material și să sperăm că vor învinge. Răzvan, salutare, ești la România în direct. Mai petrecem câteva minute împreună. Cum o să arate noua Europa după ce vezi? Mă rog, cu un grad de securitate probabil mai scăzut decât până cu o lună. Dar am și o întrebare, ca în momentul de față, cam care este raportul de active ale companiilor rusești în țările europene versus activele companiilor europene în Rusia? Are cineva o statistică de genul ăsta? Chiar sunt curios. Și întreb lucrul ăsta, fiindcă, mă rog, la un moment dat citisem un articol și acum, bine, nu știu cât de fezabil ar fi o atitudine de genul ăsta, dar ce ar implica dacă, ca și sancțiune, la un moment dat, ajunge inclusiv la confiscarea activelor companiilor rusești în Europa? Adică, companii, hai să spunem așa, sunt companii petroliere, că de fapt aici e, care acționează în Europa. Asta le știe toată lumea, sunt și în România. Exact. Care au acționariat rusesc, sunt niște companii europene cu acționarea rusesc, de la Gazprom sau de la alți giganți din ăștia energetici. Întrebarea ta este dacă s-ar putea, cum e termenul, rechiziționa sau pur și simplu să le ia acțiunile de la companiile astea? Așa cum poți aplica pe persoane fizice... mă rog, diverse sancțiuni așa. În care să le iei activele de genul proprietăți și așa mai departe, care, mă rog, pot avea un efect, fără doar și poate. Rechiziționarea unei rafinării sau a unei rețele de distribuție sau, cred că ar fi un semnal infinit mai puternic. Și iar, mă rog, raportat la România, noi cel puțin sigur noi nu avem active românești în Rusia, astfel încât să existe o, mă rog, un răspuns de genul ăsta, da. De același... Adică, bine, mergând, făcând și un pic de glumă, putem considera că le luăm la schimb cu tezaurul. Și... E posibil așa ceva? Chiar, eu mă uit pe listă, nu era mult întreb pe Cristian Preda, adică da, e pus... Am văzut că președintele Partidului Național Liberal, domnul Cîțu, a cerut chiar ceea ce sugerează ascultătorul dumneavoastră acum câteva ore, spunând că în completarea sancțiunilor adoptate la nivelul Uniunii Europene, în România ar trebui ca guvernul să vadă ce acționariat rusesc există în companii, cine a primit ajutor de stat și profită în acest fel de pe urma sprijinului statului român, dând, nu e așa, un avantaj Rusiei,
Rămâne de văzut dacă guvernul este gata să meargă în această direcție. În același timp, cred că sunt lucruri și mai curajoase de făcut. Ar trebui să ne întoarcem asupra proiectului exploatării gazelor din Marea Neagră. Un proiect pe care l-au blocat guverne precedente în mod stupid. Și acum, astăzi, acolo s-a instalat o forță rusească, da? Și să numim acest act de eroism al unor militari ucrainieni, 13 la număr, care au vrut să lupte pentru bucățica aceea de pământ, sigur, pe care și-o dispută cu noi în mare măsură, dar oamenii au murit acolo. Stați puțin, că exploatarea nu se face... De acolo, știu. Acolo. Există o zonă controlată de România și unde se pot face investiții și exploatări. E o lungă discuție. De la începutul anilor 90 a existat firme americane, firme britanice, care au căutat să exploateze la începutul anilor 90 gazele de acolo și au fost trimise la plimbare și de regimurile din anii 90, iar de curând, nu vreau să politizezi discuția, că nu-i locul aici, dar sunt guverne care cu câțiva ani credeau eterne, nu? Și au blocat o exploatare care ne-ar fi putut aduce tocmai această independență de Rusia. Deci cineva ar trebui să întrebe pe domnul Dragnea și pe alții aud de altfel că unul dintre acești domni care a blocat proiectul stă să fie numit la ANRE în locul tractoristului sau nu știu cui au mai numit pe acolo, un incompetent. Ar trebui să fie întrebați acești oameni dacă toți sunt liberi. Să ne spună de ce au blocat proiectul atunci și care sunt conexiunile din interiorul PSD cu grupuri de interese din Rusia. Ar trebui clarificate unele din aceste chestiuni dacă într-adevăr vrem să facem ceea ce ține de noi, pentru că exploatarea asta e condiționată niște gesturi ale guvernului român, că fac exploatare firme americane sau britanice sau că avem acționariat românesc sau se găsesc niște resurse. I-am găsit răspunsul lui Răzvan, să știți. Răzvan, fii atent aici. În România sunt înregistrate 277 de firme cu acționariat din Federația Rusă, 208 au administratori din Rusia, 538 de firme cu capital din Rusia, adică peste 32 de milioane de euro, dar asta nu înseamnă foarte mult și un pic te induce în eroare, pentru că sunt acționariate care vin din Cipru, din alte state, din offshore-uri pe care nu le putem controla. Așa? Mai e și un alt aspect, mai sunt companii prezente, companii teoretic europene foarte mari, care tot din domeniul petrolului, sigur, care sunt prezente la noi, al căror acționariat în țara mamă este majoritar rusesc sau semnificativ rusesc. Eu știu unde bastu. Marile investiții rusești în România sunt așa, grupul Alro, da, care vine printr-o firmă olandeză numită Vimetco, de asemenea grupul TMK, care are un combinat la Slatina, Lukoil, de asemenea este aici, și ceva ce se numește Invest Nicarom, da, care are tot așa combinate la Câmpia Târguzii, Târgoviște, Oțelul Roșu. Nu uita, în egală măsură, că acolo muncesc românii, adică e o situație complicată. Pe tocmai asta e ideea. Activul în sine și jobul în sine ar rămâne într-un scenariu de genul ăsta în România. Problema ar fi la companii de genul poate MOL sau OMV, care țin de alte state, dar unde, după cum spuneam, în țările mamă, acționariatul este, spre exemplu, la OMV Petrom, da? OMV teoretic e acționar majoritar la Petrom și am putea spune că Petrom e o companie controlată de austrieci. Dar mergem mai departe și vedem că OMV Austria este o companie cu acționariat majoritar rus. Da. Și atunci se pune întrebarea, fiindcă există și acel protest pe Facebook cu să nu mai alimentăm de la anumite companii. Dacă te uiți la toți distribuitorii de carburant din România în momentul de față, toți, fără exagerare, dacă te duci până la sursă, fără excepție, pardon, au, de fapt, aici, bani rusești în spate. Discuția e, banii ca banii, au petrol rusesc, în primul rând. Aia e principala discuție, că se face cu petrol, că așa au ajuns și banii, nu, companiile alea n-au acționarea rusesc doar pentru că rușii au bani, ci pentru că exploatează principala resursă. Aia e tot, da. Am înțeles punctul tău de vedere, sincer o să le reiau. Mi-ai stârnit interesul, săptămâna viitoare poate discutăm aici mai mult despre chestiunea asta. Mulțumesc tare mult, Răzvan.
Mai avem vreme de un telefon. Vă mai țin 5 minute, domnule Preda. Se pare că discuția a fost foarte interesantă. Valentin, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. Mulțumesc pentru răbdare. Ești și ultimul, tragi concluziile. Sigur că toată lumea speră într-o victorie ucrainiană, dar și cu această victorie, cum o să arate noua Europa și granița de aici? Eu cred că Ucraina a picat pradă faptul că s-a jucat, a militat prea mult într-o anumită direcție și nu a încercat cumva să-și păstreze neutralitatea fiind prinsă între blocul NATO și Rusia. Și aici mă refer la faptul că Statele Unite cumva au făcut presiuni să se... Ne-am zis aminte de fiul domnului Biden, care făcea parte dintr-un consiliu de administrație într-o firmă ucraineană, fost un procuror ucrainean care a vrut să-l încheteze și a făcut presiuni să nu se mai dea nu știu ce ajutor de stat ca să-l destituie. Și dacă nu aș fi făcut lucrurile astea, cred că era mai în regulă, dacă își păstra cumva neutralitatea. Da, asta e complicată afacere politică pentru cine nu știe, din perioada președintelui Trump, de acolo vine subiectul ăsta. Dar eu nu pot pune pe picior de egalitate dorințele Ucrainei de a intra în NATO cu afacerile pe care... Cu adversarul, când te joci cu adversarul, în loc să te spătezi neutralitatea, atragi. E observație. Era mai bine dacă Ucraina era neutră? Există această teorie. Prinsă între doi mari coloși? Da. Știți, așa se spunea și a început anilor 90. Și eram o minoritate, domnule Striblea, dragă domnule ascultător, cei care spuneam, nu contează că ne amenință URSS-ul, cât a mai durat după 89, vreo 2 ani, nu contează că Rusia se va consolida, trebuie să facem o opțiune de securitate și, din fericire, la mijlocul anilor 90 și la începutul anilor 2000, am avut oameni politici curajoși care ne-au dus în această direcție și iată că astăzi suntem, din 2004, membri ai NATO, din 2007, membri ai Uniunii Europene. Eu nu cred că ne avem vreo motiv, vreo argumentație care să le spună ucrainienilor, nu faceți ca noi. Sunt aici, nu, sunt lângă noi. Din contră, doar că trebuie cumva să avem și niște garanții că ne putem descurca pentru o anumită perioadă, măcar scurtă, pe propriile picioare. Da, da. Vedeți că deocamdată de exemplu, România sprijină... Pardon. Am cumpărat din ce am citit în presă armament și echipament în ultimii 10 ani de vreo 22 de miliarde de dolari și nu prea s-au făcut livrările. Am cumpărat avioane care se dezmembrează, le cad de rezervoarele în zbor, nu participă la parade pentru că e ceață. Dar nu e chiar cu totul așa, adică... Astea erau migurile, eu cred că le confundați cu migurile din anul 90. Nu, anul trecut sau cu 2 ani a căzut rezervorul unui F-16. Da, știți cum e, asta e așa, n-au căzut la toate F-16 rezervorul, da. În fine, eu înțeleg unde bateți, dar ieșim din mitologia asta. Uite, poate ar merita întrebat. Mulțumesc tare mult, Valentin, ne cam apropiem de final. Sigur o să fac o România în direct, apropo de încrederea pe care avem în partenerii noștri și dacă au meritat banii pe care i-am investit, că i-am tot investit în tot felul de aparatură, tehnologie, eu zic că da, dar... Și eu cred că toate lucrurile astea ne oferă o protecție. Apropo, ne oferă o protecție, Cristian Preda, nu? Adică în momentul ăsta nu avem de ce să ne temem. Nu avem de ce să ne temem. Cel care se teme este Vladimir Putin. Discursul lui care a însoțit declarația de război, un discurs care ne arată că se teme de Alianța Nord-Atlantică. Ori această teamă e pentru noi cea mai bună garanție de securitate, pentru că NATO înseamnă ceva. Este o alianță puternică bazată pe valori fundamentale care ne aduc și prosperitate, nu doar siguranță. Și de asta eu sunt încântat că astăzi România nu e într-o lume incertă, ci este membra Uniunii și membra NATO. Să ne păstrăm speranța, prieteni. România în direcție încheie aici. Vă doresc spor la treabă. Europa FM vă ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Ucraina la fiecare jumătate de oră. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.